Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitații noștri de astăzi sunt domnul Nicolae Șanu, fost viceministru al Justiției, și domnul Stanislav Pavlovski, ex-judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Bună seara, domnilor, și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara! Bună seara! Domnii mei, haideți să începem cu ceva frumos. Deci, săptămâna trecută, președintele Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, a anunțat că Consiliul European recomandă să se inițieze negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru Moldova și Ucraina. Chișinăul, ci că ar fi îndeplinit 6 dintre cele 9 condiții necesare, iar restanțele semnificative sunt în justiție. Domnii mei, de 2 ani și 3 luni de când avem această distinsă guvernare, ea cu ce s-a ocupat dacă eu cred că și eu am dureri de cap și dumneavoastră, că doar odată ați fost în studioul ăsta și în multe altele și ați vorbit despre faptul că ai noștri reformează justiția, ca astăzi să aflăm că noi avem restanțe semnificative în justiție. Deci, problema respectivă trebuie privită din două puncte de vedere. Pe de o parte, vreau să repet mesajul pe care l-am transmis de multe ori, este să nu ridicăm prea sus ștacheta așteptărilor, pentru că aceasta este dăunător, deoarece pune o presiune suplimentară pe guvernare să se precipite și să facă greșeli pe care altfel nu le-ar face. Schimbările în justiție pot să aibă loc doar după un timp destul de mult. Eu chiar mă hazardez să spun că chiar dacă actuala guvernare făcea totul ca la carte, schimbările pe perioada mandatului lui cu greu puteau fi percepute de către societate. Doar experții puteau vedea tendințe și puteau vedea că ne îndreptăm spre situația în care putem avea încredere în justiție. Asta e un aspect. Pe de altă parte, regretul meu este că toată această perioadă practic a fost ratată. Dintr-un simplu motiv. Schimbările în justiție pot avea loc doar în măsura în care procesul de schimbare se bucură de o încredere, meritată sau nemeritată, este altă întrebare, din partea actorilor societății în general și actorilor din societate. Din partea comunității, deci schimbările în justiție vor produce efecte doar dacă cei din sistem vor înțelege ce se întâmplă și vor accepta ceea ce se întâmplă. Dacă societatea va înțelege și va accepta, dacă actorii politici vor înțelege și vor accepta, dacă organizațiile non-guvernamentale vor înțelege și vor accepta, acel consens larg despre care se vorbea din fiecare fel de călcat, conform expresiei celebre, până la instalarea actualei guvernări, din motive geopolitice sau nu știu din care, cu regret a dispărut de pe agenda și a societății noastre și a partenerilor de dezvoltare. Și atâta timp, pentru mine asta este un semn, atâta timp pe agenda nu se află acest deziderat și schimbările din justiție nu se fac în baza unui consens larg, șansele de reușită sunt aproape egale cu zero. Cel mai mult aș vrea să greșesc. Sunt multe lucruri pe care, în privința cărora ar vrea să greșesc. Iată, acesta este unul dintre acele lucruri în care eu tare aș vrea să greșesc. Aș vrea să fie posibil ca schimbările în justiție să fie rezultatul miraculos a bunelor intenții făcute cu metode din topor. Tare aș vrea să se întâmple lucrul ăsta. Dar totul spune că aceasta nu este posibil. Aceasta nu este posibil. Deci, faptul că noi mai avem semnificativ de muncă în acest domeniu se datorează în primul rând acestui fapt, că s-a renunțat la încercarea de a atinge un consens. Eu de mai multe ori am spus că am fost implicat în miezul
evenimentelor și eu cred că aceasta este posibil, să avem un consens cu privire la schimbările în justiție. Cu o condiție, că toată lumea lasă la o parte ego-ul personal care nu este justificat nici de nivelul de profesionalism, nici de nivelul de integritate și nici de multe alte lucruri și înțelege că trebuie să așeze în calitate de partener egal la masa de dialog și să aibă deschiderea pentru a căuta un consens comun și nu doar simpla, eu sunt cel mai deștept și cel mai frumos și toată lumea este de obligată să fie de acord cu mine, cine nu este cel puțin agentul Moscovei, dacă nu ceva mai mult. Domn Pavlovski, parcă ai noștri spuneau că suntem lăudați la nivel internațional, internațional mă refer la Occident, pentru ceea ce facem. Și astăzi aflăm că noi totuși aceeași întrebare, avem restanțe semnificative? Eu consider că această problemă poate fi, spre deosebire de domnul Ișanu, poate fi privită nu numai din două puncte de vedere, e poate fi privită din cel puțin 10 puncte de vedere. Mai multe, dar totuși cele mai importante sunt, asta problema reformei în justiție poate fi divizată în două părți. Prima parte e lucru pur tehnic, pur tehnic. Și aici autoritățile Moldovei au dat dovadă faptului că știu de a face acest lucru, ei au, știu intrări, ieșiri la Comisia Europeană, ei știu de a organiza fel de fel de biții cu funcționarii europeni, deci știu cum de stabilit relațiile personale foarte apropiate, știu de a cuprinde, de a pupa cu funcționarii europeni. Sunt lucruri tehnice, ei aici sunt bravo. De cerșit niște bani, de luat niște împrumuturi, aici ale noștri se lucrează minunat. Asta o parte a problemei. Aici, eu repet, ei lucrează minunat și acest rezultat, deci propunerea că Moldova să fie începute negocierile cu Moldova privind aderare, este rezultatul acestor lucruri pur tactice, care a fost destul de bine planificate, organizate și efectuate. A doua parte sunt lucruri politice. Și dacă la nivelul Comisiei Europene acolo sunt implicați niște clerci din Comisia Europeană care scriu diferite rapoarte, care vin cu diferite propuneri și cu care ei au relații, așa am înțeleg eu, destul de apropiate și rezultatul acestor relații iată asta. A doua parte, partea politică. Și aici deja intră în joc statele membre Uniunii Europene. La nivelul de conducători a acestor state, la nivelul de conducători a guvernelor. Și acum ei au, în următoarea etapă, ei au cuvântul greu de spus. Deci, o să fie ei de acord sau nu o să fie ei de acord? Greu de spus, deoarece Moldova nu și-a deplinit angajamentele. Unii spun că 6 n-au îndeplinit, alții spun că 3 n-au îndeplinit. Până la urmă nu este clar ce s-a realizat, ce nu s-a realizat și în ce măsură s-a realizat. Dar asta e întrebarea politică și întrebarea politică e ce rămâne foarte mari semne de întrebare. Până la urmă, integrarea europeană asta nu înseamnă stabilirea relațiilor apropiate cu funcționarii Comisiei Europene, ceea ce este important, eu sunt de acord, cu ambele mâini sunt pro, trebuie, dar nu este necesar, nu este suficient acest lucru, nu este suficient. Integrarea europeană, mai întâi de toate, înseamnă niște schimbări profunde de caracter structural în interiorul țării. Cândva, Vladimir Nicolaevich Voronin spunea, vom construi Europa la noi în Moldova. Și în această frază, foarte corect a fost reflectată esența integrării europene. Ultimul timp, și Maia Sandu, dacă ați observat, și Maia Sandu a preluat acest mesaj și a spus că ia că noi trebuie să aducem Europa la noi. Ceea ce este practică și ești formulă inventată de către domnul Voronin. Și asta e corect. Numai între a declara acest lucru, de a promite poporului că noi vom aduce Europa la noi în Moldova și de a realiza acest lucru, este o foarte mare distanță.
O foarte mare distanță. Și aici deja, dacă noi vorbim despre acest deziderat, apar o sumedenie de probleme. Probleme de cunoștință, probleme de experiență, probleme de ceea ce domnul Ișan a numit ego-ul, cine este mai frumos sau mai frumoasă, cine este mai deștept sau mai deșteaptă. Deci, ei foarte mult eforturi consumă pentru acest gen de reglări interioare, de conturi. Cine mai frumoasă între ei? Eu îmi aduc aminte, doamna Gavriliță, deja lumea a uitat de această doamnă, prim-ministru, că când ea s-a dus la Uniunea Europeană, la Comisia Europeană și a prezentat poziția Moldovei și a fost alăudată, bătută din palme. Și cu ce s-a rezultat aceasta? Au dat afară. Au dat afară. De ce? Deoarece ea a îndrăznit să calce pe terenul altui politician, care crede că el a monopolizat această sferă de activitate și nimeni altul nu are dreptul să facă atentat asupra monopolului acestei persoane, asupra acestui teren. Deși eu cred că foarte multe lume a criticat-o doamna Gavriliță, dar eu a fost acela care a bătut din palme, că într-adevăr doamna a făcut un lucru nemaipomenit de bun. În domeniul integrării europene, niște pași concreți, absolut concreți. Și acum, integrarea europeană, asta nu numai reforma justiției. Reforma justiției este doar un element absolut indispensabil, deoarece ține de respectarea criteriilor de la Copenhaga. Acolo ne întoarcem, de aia și se vorbește așa de mult despre reforma aceasta a justiției, combaterea corupției, drepturile omului. Asta totul ne duce la baza integrării europene. Fără asta este imposibil de vorbit despre concurența liberă, despre dezvoltarea economiei, despre ridicarea nivelului de trai. Este imposibil pur și simplu. De asta și este acordată atenție atât de mare a procesului de integrare, de reformare a justiției. Acum, dacă de vorbit, noi vorbim deja, am vorbit de foarte multe ori în acest studio despre ce trebuie de făcut. Eu nu vreau să consum tare mult timp, să spun doar un lucru. Din punctul meu de vedere, ceea ce am vorbit și am discutat noi, guvernarea pur și simplu nu ascultă, nu aude, sau dacă ascultă și aude, nu vrea să îndeplinească, deoarece asta ar intra în contradicție cu planurile strategice ale dumneavoastră. Eu țin minte la tipul meu, când a fost numit unul din miniștrii noi, eu am scris un mail și am făcut o propunere și am venit așa cu intenția de a acorda ajutorul acestui ministru. Și răspunsul a fost, noi avem alte obiective. Deci, ceea ce am scris eu a fost bazat pe ceea ce noi am discutat. Deci, prin niște schimbări profunde de caracter structural. Răspunsul a fost, noi avem alte obiective. Care au fost obiectivele lor, noi deja vedem. Deci, scoaterea unor funcționari, înlocuirea lor cu alți funcționari, lupta internă pentru preluarea puterii în sistemul judecătoriesc, procurăriesc și așa mai departe. Eu cred că asta este abordare absolut eronată și asta e motivul de ce avem acest gen de evaluări. Să rămânem la justiție, dar punctual, vă rog. Iată cazul Stoianoglu. A câștigat la CEDO primul dosar. El se luptă pentru a învinge încă într-un dosar acolo. Domnul Ișan, multe păreri au fost la Chișinău, unele dintre care sunau cam în felul următor. Ei, mare treabă, 3.000 ceva de euro și mergem mai departe. Se mai întâmplă, a mai fost condamnat, nu-i prima dată. Da, cine face asemenea declarații demonstrează o dată în plus că nu are habar ce înseamnă drepturile omului și ce înseamnă stat de drept în general. Eu, puteți vedeți și pe presă, am fost chiar și criticat când eram în funcție, când de fiecare dată atrageam atenție să nu se pună accentul pe problema banilor care sunt acordați de către Curtea Europeană. Pentru că nu acesta este subiectul discuției. Drepturile fundamentale înseamnă altceva decât banii. Faptul că se acordă sume nu atât de mari de către Curtea Europeană în unele cazuri, nici într-un caz
nu înseamnă că încălcarea respectivă nu este suficient de gravă. Din contra, ea poate să fie mult, mult mai gravă din perspectiva cetățenilor. Spre exemplu, toată lumea se uită că s-au dat milioane pentru cazul când s-a încălcat dreptul de proprietate. Dar poate fi asta oare comparat cu tratamentul inuman și tortura? Unde dacă compari milioanele acordate unuia care și-a pierdut un imobil și zecile maximum de mii care se acordă pentru tortură, putem noi să spunem că în secolul 21 țara în care persoana poate fi torturată și tratată inuman este un stat civilizat? Deci noi vorbim despre aceea. Statul respectiv corespunde criteriului de stat civilizat modern. Și primul criteriu aici sunt drepturile și libertățile fundamentale. Dacă le-ai încălcat, înseamnă că nu ești stat civilizat. Chiar dacă despăgubirea în bani nici nu există. Deci, ce este mai important decât libertatea personală, accesul la justiție, pentru că, de fapt, acolo s-a discutat la Curtea Europeană, în cazul Stoianoglu, s-a discutat. A acordat Republica Moldova dreptul de acces la justiție, care, repet, este dreptul fundamental și este instrumentul cheie prin care o persoană își poate proteja drepturile, nu atât în raport cu persoanele private, dar cel mai important împotriva statului. Noi, de fapt, împotriva statului suntem neputincioși. Statul dispune de o forță enormă prin care poate anihila orice individ din toate perspectivele. Anume, din acest considerent și a fost instituit dreptul la acces la justiție și articolele 5 și 6, care libertatea și accesul la justiție, sunt articole, sigur, amuși dacă începem, cineva o spună, da, este articolul 2 cu privire la dreptul la viață și așa mai departe, dar noi vorbim în contextul Stoianoglu. Ai șansă în fața statului ca drepturile tale elementare să fie respectate sau nu. Și Curtea Europeană a spus un lucru simplu. Domnul Stoianoglu a fost total neputincios în fața statului. Iată care este concluzia. El nu a beneficiat de posibilitatea să-și apere drepturile. Și iată, asta este extraordinar de grav. Și dacă noi nu vom conștientiza că trebuie să atragem atenție în primul rând la aceasta și abia în al doilea rând la sumele de bani care sunt acordate, noi nu avem șansă să avansăm spre țara în care ar dori să trăim. Dacă îmi permite să rămânem un pic cules la cazul Stoianoglu, de data asta a avut o victorie la Curtea Constituțională a Republicii Moldova, lucru care pe unii, e adevărat, a uimit. Dar cel mai important, domnii mei, puțin lumea înțelesă în general decizia curții, pentru că are un limbaj specific, puteți să-mi traduceți, domnule Pavlovski, ce a câștigat Stoianoglu la Curtea Constituțională? Este o situație destul de simplă. Trebuie de spus că domnul Stoianoglu a fost destituit din funcție prin decretul doamnei președinte. Acest decret a doamnei președinte este un act administrativ de caracter individual. Prin urmare, el poate fi contestat în ordine contenciosul administrativ. Ce și domnul Stoianoglu și-a făcut? L-a contestat la judecătoria Chișinău. Acum, paralel, el a depus sesizare la Curtea Constituțională privind verificarea constituționalității articolului pe baza de care el a fost evaluat și care a stat în baza decretului doamnei președinte. Acum Curtea Constituțională a recunoscut drept neconstituțional acest articol din lege care prevedea evaluarea domnului Stoianoglu. Și prin urmare, baza legală care a servit drept imei pentru eliberarea lui din funcție
a fost recunoscută neconstituțională și, prin urmare, a dispărut. Acum, judecătoria Chișinău nu are altă soluție decât anularea decretului doamnei președinte, deoarece baza legală a fost recunoscută neconstituțională. Asta e foarte simplu. Alt lucru deja, vedem cum va proceda judecătoria Chișinău, că ei nu au alte ieșiri în acest gen de situații, ei nu au alte ieșiri decât anularea decretului doamnei președinte. Și asta ar însemna restabilirea domnului Stoianoglu în funcție. Ce ține de Curtea Constituțională, câștigul domnului Stoianoglu la Curtea Constituțională? Toți cei care se consideră specialiști în materie drepturilor omului știau că cam așa să fie soluția, altfel nici nu putea să fie. Și asta a fost soluția, una dintre cele mai blânde, putea să fie niște formule cu mult mai dure. Și eu, fiind cetățean al acestei țări, eu pot să-mi permit unele constatări în acest sens. Deci, și eu aș dori să spun că, spre deosebire de alte state, știți că toate statele, într-un fel sau altul, își permit uneori să încalce drepturile omului. Și asta se rezultă în diferite constatări de către Curtea Europeană, constatare încălcării unui articol sau alt articol. Însă, spre deosebire de alte state, în Republica Moldova, în cazul domnului Stoianoglu și în alte cazuri, în unele alte cazuri, încălcarea dreptului omului a fost comisă nu de aceea că statul a evaluat ceva eronat sau statul, reprezentanții statului n-au avut cunoștințe necesare sau experiență necesară. Nu. Sunt situații în care drepturile omului se încalcă intenționat. Și asta deja devine foarte și foarte grav. Deoarece fiecare stat membru, când semnează Convenția Europeană, când o ratifică, acest stat își asumă responsabilitatea pentru respectarea drepturilor. Deci, există principiul subsidiarității. Curtea Europeană intervine doar atunci când statul, din diferite motive, n-a putut să-și respecte un angajament sau altul. Atunci intervine în joc mecanismul subsidiar al Curții Europene. În cazul domnului Stoianoglu nu este vorba de caracter subsidiar. Este vorba că Curtea Europeană era prima instanță judiciară care a îndrăznit să spună lucrurilor pe nume în privința domnului Stoianoglu. Alt lucru că ei ne-au spus că asta a fost făcut intenționat. Că vedeți, de spus că asta a fost făcut detenționat, ar însemna o catastrofă totală pentru Moldova. Că atunci era să apară problema dacă Moldova poate sau nu poate să rămână membru la Convenția Europeană, dacă Republica Moldova poate sau nu poate să rămână membru la Consiliul Europei, dacă ea intenționat încalcă aceste angajamente. Deci situația e foarte și foarte dură și ea încă nu a fost consumată. Noi nu știm la ce să ajungă până la urmă această situație. Că domnul Stoianoglu mai are acolo cereri depuse la Curtea Europeană, în primul rând, în al doilea rând, noi trebuie să vedem cum va proceda judecătoria Chișinău după ce Curtea Constituțională a recunoscut neconstituționalitatea bazei juridice a destituirii domnului Stoianoglu din funcție. Și dacă funcționarii de rang înalt a Republicii Moldova vor fi sinceri în declarațiile lor privind apărarea drepturilor omului acestui domn. Că domnul Stoianoglu l-a spus odată și eu sunt perfect de acord cu dânsul că în țara noastră, dacă un procuror general nu este capabil să-și apere drepturile, ce să vorbim noi de oameni simpli, așa numiți oameni simpli, nu-mi place mie expresia aceasta. Oameni de zi cu zi. Da, oameni care nu dețin funcții atât de mari, care nu au experiența și cunoștințele atât de aprofundate ca domnul Stoianoglu. Ce să vorbim noi despre așa oameni? Nici în condițiile în care statul intenționat încalcă aceste drepturi. De ce eu mi-am permis această declarație să spun că în cauza domnului Stoianoglu și în alte cazuri statul intenționat a încălcat drepturile? De ce? Că noi vedem foarte bine că domnul Stoianoglu a intrat în conflict cu conducerea de vârf a Republicii Moldova. Și conducerea de vârf a Republicii Moldova a făcut foarte multe schimbări, inclusiv și legislative, făcând abuz de puterea lor legislativă pentru a crea premisele pentru destituirea acestui funcționar. Și de ce?
Deci, domnul Stelmohă, dacă ții în smite, cu ce a început el? El a început cu declarațiile privind necesitatea respectării drepturilor omului în Moldova. El a vorbit despre necesitatea încetării, pornirii, urmăririi penale pe criterii politice și așa mai departe. Deci, această declarație intra în contradicție cu ceea ce eu v-am spus, ceea ce mi-a declarat ministrul cel la justiție, care mi-a spus că noi avem alte obiective. Iată, această declarație a domnului Stăinovă a intrat cu celelalte alte obiective pe care ei le au și pe care ei le realizează acum. Deci, concluzia este foarte simplă. Această cerință, nu cerință, constatare că Moldova are restanțe foarte substanțiale la capitolul justiției, este strict legat și de cazul domnului Stăinoglu și de un șir de alte cazuri. Eu, ca avocat, am discutat odată cu un procuror și eu spun, domnule procuror, dumneavoastră încălcați articolul cu tare de convenție. Care a fost răspunsul? Răspunsul a fost foarte simplu. Până ce ajungeți la Curtea Europeană, eu gen n-as lucrez aici. Așa că asta nu mă interesează. Puteți să faceți și scris ce doriți. Deci asta, încă o dată, atestă faptul că noi, în Moldova, există cultura, în ghilimele, sau în cultură, nerespectării intenționate a drepturilor omului. Și cu asta, asta este începutul începuturilor, cu asta trebuie să înceapă orice reformă. Dacă cineva vrea să facă reformă justiției, cu asta ea trebuie să înceapă. Restul, asta e deja lucruri secundare. Publicitatea nu e chestie secundară, trebuie să o luăm, vă rog, luăm câteva clipe, după care revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnilor, întâmplător sau nu, coincident sau nu, vă rog să ne spuneți dumneavoastră, dar după decizia Curții Constituționale în cazul Stoianoglu, despre care am vorbit înainte de publicitate, pe nepusă masă și-a dat demisia, și-a depus demisia, cică benevol și cică nesirit de nimeni, și cică din motive personale, președintele Curții Constituționale, domnul Nicolae Roșca. La 24 de ore distanță, noul vechi președinte al Curții Constituționale a devenit doamna Domnica Manole. Zvonuri sunt multe, bârfe de 3 ori mai multe. Fiecare intuiește, crede, speră, se roagă, ghicește. Domniile voastre, ce credeți despre ceea ce s-a întâmplat brusc după anunțul cazului Stoianoglu? Domnul Eșa. Eu nu am nicio opinie cu privire la acest caz. Eu nu comentez bârfe. Nu. Este o demisie. Ce poate să stea în spate? Nu știu. Eu doar aș recomanda tuturor să fii foarte atenți, să nu comită eroarea logică de a considera că ceea ce s-a întâmplat după, înseamnă că s-a întâmplat din cauza. Uh-huh. Este cea mai răspândită eroare logică. În măsura în care nu cunosc absolut niciun fapt care ar indica că nu este dorința personală a domnului Roșca de a demisiona din funcție, ce putem noi comenta aici? Eu doar aș atrage atenție la faptul că noi uităm că în justiție noi trebuie să vorbim nu doar despre independența externă, adică independența judecătorilor față de puterea legislativă și executivă, dar și independența internă, inclusiv independența față de președinții instanțelor. Din această perspectivă, eu tot recomand de foarte mulți ani să întreprindem măsuri de ordin legislativ, și noi le-am întreprins, de ordin instituțional de altă natură, prin care noi să diminuăm rolul președinților instanțelor de judecată, să nu mai continui cu regret încă în multe privințe, să nu mai continui practica în care președinții se consideră șefii judecătorilor. Și din această perspectivă, faptul că noi atât de mult discutăm cine este președintele Curții Constituționale și care sunt motivele care s-au schimbat, demonstrăm, faptul acesta demonstrează că noi încă nu am scăpat de vechile tradiții
încă din perioada sovietică, când președintele instanței era șeful judecătorilor. Președintele instanței doar organizează activitatea instanței. Din perspectivă jurisdicțională, votul președintelui instanței de judecată sau chiar și a Curții Constituționale, este absolut egal cu votul oricărui judecător. Și poți observați că există cazuri în care președintele Curții Constituționale sau președintele unei instanțe ordinare are opinie separată. Adică el votează împotrivă, majoritatea judecătorilor decide altfel. Deci eu cred că ar trebui să încetăm, să discutăm. Iată că nu o să avem fapte concrete, atunci da, discutăm. Apropo, în pledoaria domnului Pavlovski, pe mine, și de fapt și în întrebarea noastră, a sunat cuvinte din care rezultă că putem avea dubii cu privire la modul în care urma să decidă Curtea Constituțională. Iată, asta este problema cu adevărat fundamentală, că noi suntem la loterie. Deci noi nu suntem în situația în care să avem certitudinea că dacă un subiect trebuie să fie soluționat într-un anumit fel, conform Constituției și principiilor dreptului, el va fi soluționat în acel fel. Iată, asta este cu adevărat o problemă. Nu de ce a demisionat și cine a devenit președinte a Curții Constituționale. Iată, asta este tragedia națională și a mea personală. Pentru că eu îi cunosc pe o parte din judecători foarte aproape. Și la momentul când au fost desemnați, aveam speranța că în Curtea noastră constituțională vor fi mai mulți judecători care vor pune în capul mesei nu dorința lor personală. Asta este, apropo, o problemă mare a juriștilor din Moldova. Că ei din tăi văd cum cred ei că este mai bine să fie soluționat un caz și după asta caută argumentarea juridică pentru această soluție. Dar aceasta nu este justiție, este bătaie de joc. Un adevărat jurist și judecător este acel care merge după argumente. Și chiar dacă nu-ți place concluzia spre care te duc argumentele, tu ai obligația legală și morală să dai soluția care rezultă din acele argumente. La noi, societatea judecă după principiu. Dacă eu cred că Șoră-i bandit, atunci toți care au fost la câțiva kilometri alături de dânsul pot fi limitați în dreptul fără nicio problemă. Și exact așa consideră și foarte mult judecători. Spune, păi ăștia-s bandiți. Eu știu că nu trebuie apărați bandiții. Și după asta caut chichițe legale pentru această formulă. Atâta timp cât societatea, și blamăm juriștii și judecătorii, atâta timp cât în societate va fi promovat acest mesaj, nu așteptați că judecătorii să vă dăie soluții. Pentru ce îi trebuie judecătorului să-și pună în cap toată lumea bună, în ghilimele, și să dea o soluție nepopulară? Când în spate stă, după aia am ridicat mâna să limitez dreptul de vot la cineva despre care eu n-am habar că el există pe fața pământului. Deci când noi blamăm judecătorii, inclusiv și a Curții Constituționale, că dau decizii, noi trebuie să ne uităm în oglindă și să vedem de foarte multe ori rezultatul se datorează la ceea ce facem noi în fiecare zi. Când spunem, iată, s-a întâmplat din urmă, după acea hotărâre de demisia președintelui Curții, înseamnă că da, acolo ceva este. Iată atâta timp cât o trăim în lumea în care judecăm în acest mod primitiv, atâta timp nu avem nicio șansă să schimbe lucrurile. Domn Pavlovski, dar totuși, noi trebuie să avem 6 judecători, avem 5 judecători la înaltă curte și una dintre ultimele de hotărâri, 3 judecători au o părere și 2 au poziții separate. Constituția nu e una și pentru toată lumea. Dacă îmi permiți, aici foarte scurt. Nu este normal. Uitați-vă și la Curtea Europeană să adopte hotărâri în care se adoptă și cu 9 la 8. Foarte rar, dar la Marea Cameră 9 la 8. Dar poate fi 11 la 6. Deci, și spuneți convenția sau Constituția e diferită. Nu, noi ne ducem pe un câmp. Da, dar la noi asta e o tradiție și neapărat întotdeauna 2 poziții coincid 100%, altele 3 și întotdeauna schimbă. Da, e. Și aici sunt deja, apare loc de speculație. Din păcate, la noi, poate eu să spun un lucru nu tare frumos.
Dar la noi foarte des se întâmplă că în joc între note de Constituție când diferite interese politice. Și jucătorii procedează reieșind din interese politice. Eu știu foarte bine, nu vreau să deschid toate parantezele, dar eu știu foarte bine că jucătorii curții constituționale sunt supuse presiunilor. Știu asta 100%. 100%. Alt lucru că unele situații ei rezistă, în altele situații ei nu rezistă. Și eu presupun că în cazul dat, domnul Roșca pur și simplu nu a rezistat. Omenește, nu a rezistat. Deoarece vă dați seama că nimeni nu-și dă demisia din funcție atât de importantă cum ar fi funcția de președinte la Curtea Constituțională. Așa, pe nepriză de veste, hop, țop, hai, dăm demisia. Eu nu cred în aceste ipoteze, pur și simplu nu cred. Deja sunt persoane în vârstă și eu am văzut foarte multe în viața sa, dar eu nu am văzut niciodată că omul să dă demisia așa, pur și simplu, pe neprins de veste, fără niciun fel de motiv, cum s-a declarat că domnul Roșca ne-a luat prin surprindere, doamna Manole a spus în declarația sa, că domnul Roșca ne-a luat prin surprindere. Prin surprindere pentru judecători. Dar eu vă asigur că nu prin surprindere pentru domnul Roșca. Eu presupun că domnul Roșca a fost supus unor presiuni și el n-a fost capabil să îndeplinească, asta presupunerea mea, că el n-a fost capabil să îndeplinească indicațiile primite și asta i-a provocat nemulțumire și asta s-a rezultat în presiuni deasupra lui care au dus la demisie. Asta, versiunea aceasta, ea este, cred că nu tare departe de a fi corectă. Ce ține de diferite interese politice. Aceste interese politice au fost, sunt și mereu vor fi. De aia și apare necesitatea așa calității pentru judecător ca verticalitate. Ca verticalitate. Eu odată v-am spus la Curtea Supremă a Statelor Unite, a activat cândva judecătorul care se numea Antonin Scalia. Antonin Scalia. El deja, Dumnezeu să-l ierte, a decedat. El spunea că de a fi judecător înseamnă din când în când să adopți deciziile care îți displac ție. Dar, deoarece așa e lege, dar cu judecătorul care mereu adoptă deciziile care îi plac lui, ceva nu este în regulă. Iată, în această frază se reflectă toată esența a lucrurilor judecătoresc. Judecătorul trebuie să fie apt să adopte decizii care nu îi place lui. Nu-i place, dar așa e lege. Așa e lege și el nu are altă ieșire din situație decât să o adopte, chiar dacă nu-i place lui. Dar dacă el mereu adoptă ceea ce îi place numai, înseamnă că ceva nu este bun cu acest judecător. Da, în toate țările lumii există cei care sunt dissenters, așa numit, cei care au opinii disidente. Există. Alt lucru când este vorba despre lupta între diferite idei și viziuni juridice, și alt lucru, cum a spus domnul Ișanu, că decizia s-a luat și pe urmă deja se selectează un set de argumente pentru fundamentarea acestei decizii. Asta cu totul alt lucru. Lupta între idei și crearea aparenților chipurile a justiției. Și la noi, din păcate, foarte des se întâmplă, și eu nu mă refer la Curtea Constituțională, eu mă refer la tot sistemul nostru judecătoresc. Foarte des, când judecătorul spune la asistentul său, tac, aici e condamnare, aici e achitare. Fă ce vrei, gătește acele argumente care contravin aceste poziții, le ignori, cele care nu contravin, care o suportă, le ia în considerare. Și așa noi se face justiția, dar asta nu e justiție, asta e profanarea justiției. Și aici, încă un moment, în direcția în care trebuia să meargă reforma, procesul de reformare a justiției. Și totul se începe cu aceea că nu lipsește standardul probii. Noi deja am vorbit odată. Lipsește standardul probii. Nu există. Judecătorii noștri întrebați ce este standardul probii. El n-a să vă răspunde la această întrebare. Întrebați pe procurorii ce este standardul probii. N-a să vă răspunde. Dar ei trebuie să le aplice fiecare zi, fiecare oră, fiecare minută în activitatea sa pe dosarele penale și civile concrete. De nici nu știu ce este asta. Iată justiția noastră, așa numită. Domnii mei, avem noi o situație tare paradoxală
Deci alegerile mâine pe mâine se încheie turul 2. O formațiune, bun, formațiunea șansa lui Șor a fost exclusă din cursă cu o zi înainte de alegeri. Formațiunea a dat a mers în instanță, s-a ajuns iarăși la Curtea Constituțională. Curtea Constituțională ceva a declarat în zi de vineri. Bun, mare treabă, nimeni nu a înțeles ce a spus, dar esența este că iarăși instanțele de fond trebuie să examineze. Nu, a spus un lucru important, Curtea, că tare multă lume e necărturară. Da. Da, acolo a spus. Așa. Partidul respectiv se duce înapoi în instanță. Ca să ajungem unde? Ce poate să se întâmple? Să avem relegere repetate în toată țara? Teoretic, orice se poate întâmpla, numai că în drept niciodată nu se judecă pornind de la situații abstracte. Se rezultă din condiții concrete. Apropo, revenind la cazul Stoianoglu, sunt de acord că dacă a dispărut baza și deci rezultă că a fost concediat ilegal, instanțele judecătorești nu prea au altă soluție decât să abroge actul adoptat contrar legii și să aplice consecințele. Dar asta e valabil atât timp cât nu avem un nou procuror general. În măsura în care vor tergiversa examinarea cazului și avem un alt procuror general, faptul că anteriorul a fost eliberat ilegal nu înseamnă automat că el revine în funcție. Deci e un mecanism foarte complex. Exact așa și în cazul alegerilor. Deci totul se derulează conform unui calendar. Și dacă suntem la o etapă în care încălcarea drepturilor unor actori, fie de a candida, fie de a vota, sunt de o asemenea magnitudine încât a viciat fundamental procesul alegerilor, se poate lua în calcul inclusiv anularea și reluarea totul de la început. Dar dacă noi am avansat și s-au constituit organele respective, chiar dacă constatăm că intenționat, cum spune domnul Pavlovski, eu am unele rezerve la asta, dar nu e subiectul de discuție aici. Nu mai pot să intre înapoi în aceeași apă. Și da, sunt încălcate flagrant drepturile persoanelor, dar nu se poate lua în calcul să se reia toate alegerile, dacă noi am mers mai mult prea departe. Și din ce văd eu calendarul, nu cred că judecătorii se vor grăbi să soluționeze pe fond această hotărâre care eu nici n-aș vrea să-i dau calificative juridice. Pe lângă toate chestiile, întemeiat, neîntemeiat, hotărârile adoptate hoțește vineri seara, special cu foarte puțin timp înainte pentru a exclude posibilități de control și a face, știți că tradiții, la noi orice măgărie care n-ar face-o cineva o face vineri seara, când nu mai poți comenta nicăieri, când instanțele nu mai merg și oamenii să fie închiși. Deci însăși faptul ăsta că a fost făcut așa, ridică o mare semn de întrebare. Ca să nu mai vorbim de faptul că domnul Pavlovski a participat foarte des, când curtea vorbește despre ce e cu un drept fundamental poate fi limitat dacă aceasta este prevăzut de lege și intră la calitatea legii. Trebuie să intre. Cine din Republica Moldova spunea cu o zi înainte, cu certitudine, că Comisia Situației Excepționale are atribuții în domeniul procesului electoral? Deci o să fie foarte multe subiecte discutate. Dar, cu regret, trenul o să plece și respectivele persoane vor putea, într-un final, cel mai probabil, chiar dacă obțin câștig de cauză la nivel național, să nu poată beneficia de aceia să fie repuși în integrum, în drepturi și să repete tot și să poată participa la alegeri. Asta este puțin probabil. Societatea nu se poate opri în timp, știți, ca în slow motion, în televiziune, te-ai oprit și pornești tot de acolo. Viața merge înainte și de aceea eu nu mă hazardez să dau soluții de ansamblu. Ai o problemă juridică concretă,
analizezi circumstanțele concrete și vezi care e soluția în speța respectivă. Nu există soluții în abstract. Domnul Pavlovski, dar pentru ce avem noi justiție dacă, conform domnului Ieșanu, judecătorii nu se vor grăbi? Dar pentru ce avem noi justiție dacă noi vrem repede să se facă dreptate? Pentru că azi are loc alegerile generale, locale, și noi vrem astăzi să soluționăm în instanță pentru a putea să ne exprimăm, să participăm și să fim aleși sau să alegem. Despre ce a spus domnul Ieșanu este o confirmare în plus afirmației mele că dreptul se încalcă intenționat. Domnul Ieșanu a spus că el n-ar dori să discute, dar el singur însuși când se confirmă această afirmație a mea, că ceea ce trăgânarea examinării înseamnă că acțiunile limitare intenționate a drepturilor. Ce ține de scoaterea partidului șansă din alegeri, deci anularea înregistrării, pare mi se acolo a avut loc, trebuie dispus că, potrivit legii, codului electoral, anularea înregistrării are loc în baza deciziei instanței de judecată. În cazul dat, Comisia pentru situații excepționale și-a asumat atribuțiile instanței de judecată, deoarece legea scrie nemijlocit. Face Comisia Electorală Centrală în baza deciziei instanței de judecată. Deci Comisia Electorală Centrală și-a asumat drepturile și obligațiunile unei instanții de judecată. Acum la mine apare întrebare. Această Comisie Electorală Centrală este și atribuie drepturile judiciare, judecătoriești, doar în cazul șansă sau în celelalte cazuri de examinare judiciară a cauzelor? Pot ei adopta decizii de condamnare, ca de pildă? Pot ei examina dosare penale în comisie, în ședință comisie, rișind din necesitatea asigurării securității statului, sau ce mai este acolo, nu știu ce. Comisia e situația excepțională, de două ori a spus CEC. Poftim? De două ori a spus Comisia Electorală Centrală. Nu, Comisia Electorală Centrală, deci anulează înregistrare. Dar în baza instanței de judecată, hotărârii instanței de judecată. În cazul dat, acest lucru a avut loc prin dispoziție Comisiei pentru situații excepționale, ce nu în baza hotărârii instanței de judecată. Și de asta eu și spun că Comisia pentru situații excepționale și-a asumat obligațiunile unei instanții de judecată. Deoarece codul electoral nu privede nici o excepție din această regulă. Deci, pe lângă aceasta, asta e lucru formal, important, dar extraordinar extraordinar de important, deoarece ține de competență. Ei și-au depășit competența. Și prin aceasta, din punctul meu de vedere, a făcut abuz de serviciu. Abuz de serviciu clasic, vădit, care au afectat drepturile de zeci de mii de cetățeni, membrii acestui partid. Și acolo numai candidați la funcție de consilier, numărul lor depășește 6.000 de oameni. Deci se primește că Comisia pentru situații excepționale a aplicat răspundere colectivă pentru membrii acestui partid, fără ca măcar cineva dintre ei să fie întrebat, chemat și întrebat, om bun, dar tu ai făcut ceva rău, ai încălcat vreo lege. Deci asta este răspundere colectivă care la noi nu este prevăzută de lege. Deci e aplicat. Poftim? Nici nu poate. Nici nu, foarte corect. Dar hai să spunem că nu este prevăzută de lege. Deci aplicarea pedepsei neprevăzute de lege din start face această pedepsă ilegală. Cine va purta răspundere pentru asta? Și aici iar noi ne întoarcem la cei că acest lucru s-a făcut intenționat. Noi nu putem să spunem că Comisia pentru situații excepționale din necunoștință, din că ei nu sunt competenți, sunt agramați juridic. Mă rog, acolo prim-ministrul este în funcție acestei comisii. Deci situația e foarte gravă. Deci problemele cu care Moldova se confruntă la capitolul respectării drepturilor omului sunt cardinale. Și fără asta, noi nu putem merge înainte. Celelalte vorbe despre reforma justiției, asta nu este decât niște palavrăgeli, lipsite de orice sens.
Știți, eu tot deja vorbit de foarte multe ori, cred că deja timp de 10 ani vorbesc despre aceste lucruri, dar nimeni nu vrea să asculte sau nu sunt capabili să înțeleagă, nu știu. Eu deja am spus de mai multe ori, reforma justiției este o știință, o știință. Și noi nu trebuie să inventăm, reinventăm roata. Foarte multe țări au trecut, cine mai reușit, cine mai puțin reușit, dar foarte multe țări au trecut prin aceasta, prin acest gen de reforme. Și eu le-aș sugera la guvernanții noștri, le-aș sugera lor, luați exemple pozitive, luați aceeași România, e că pe Siprut, nu trebuie de mers, cine știe unde. Eu am menționat azi despre standardul probii. Iată, România a introdus standardul probii. Da, a fost acolo discuții foarte aprinse, chiar și confruntări intelectuale, juridice, dar totuși forțele democratice au biruit, au câștigat, acum ei au. Luați Italia, tot acolo au fost niște... De ce ridică aceste lucruri? Că cineva vorbea că standardele probe se aplică numai pentru judecata juraților, numai unde curtea juraților, numai atunci se aplică. Fals! Nu este asta corect. Nu este corect. Și eu vă dau exemple unde se aplică judecătorii obișnuite. Nu la nivelul juraților. Și foarte multe alte state. Pare mi și Ucraina tot a introdus standardul probii. Aceste lucruri sunt foarte pozitive, care într-adevăr ar putea îmbunătăți actul justiției la noi în țară. Să nu fie așa, cum spune domnul Ieșanu, că a luat și vor trăgâna intenționat că să fie numit alt procuror general între timp. Nu, asta ar fi... Deja este practic. Profanarea proceselor justiției. Continuăm, vă rog, dar peste câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn Pavlovski, iată, noi avem pe globul ăsta al nostru pământesc Statele Unite ale Americii. Toată lumea sau multă lume zice că ar fi bastionul democrației, cei mai bravi dintre tari, ei ne învață pe toți cum să fim democrați, liberi. De ei, de ce nu sunt parte a Convenției Europene pentru Drepturile Omului? Pentru că fac parte din alt continent sau care... Asta este unul dintre motive, dar în ceea ce ține bastionul drepturilor omului, eu totuși sunt de acord cu această afirmație. Statele Unite este un bastion al drepturilor omului. Poate nu este bastion, cât aș spune puțin altfel, este un etalon. Mai degrabă aș fi de acord cu bastion decât cu etalon, fiecare... în toate ratingurile ei nu sunt primii, dar bastion în sensul că ei protejează. Fiecare cu opinia să dați-mi voie să spun eu părerea mea, după aceasta dumneavoastră puteți să vă exprimați opinia dumneavoastră. Eu în 2001 am fost invitat de Guvernul Statelor Unite în Statele Unite și am participat la un program care se numea The United States Judicial System, deci sistemul judecătoresc a Statelor Unite. Și eu o lună împreună cu 17 ceilalți specialiști din tot globul pământesc, din Uniunea Sovietică, eu am fost unicul. Dar din tot fostul lagăr socialist, noi am fost doi. Eu din fostul Uniune și un băiat din Iugoslavia, din fostul Iugoslavia. Și noi o lună am studiat sistemul juridic și judecătoresc din Statele Unite, începând cu organele de vârf, deci președinție, congresul, Curtea Supremă și așa mai departe, și terminând cu nivelul cel mai jos. Am trecut prin toate nivelele. Și ceea ce mi-a plăcut mie în Statele Unite, știm că faptul că lădânșii, lumea zice, de ce în Statele Unite drepturile omului sunt puse la capul mesei? Foarte simplu. Că fondatorii Statelor Unite, founding fathers, așa numiți, au fost avocați. Avocația a format acest stat și avocația a formulat Constituția într-o formă în care ea există până ziua de azi, deja peste 200 și ceva de ani. Avocația a făcut asta. Și ei au făcut baza așa că, apropo, standardul probii, dincolo de orice dubiu rezonabil, care este aplicabil în materia penală, în Statele Unite este ridicat la nivelul Constituției. Este introdus în Constituția Statelor Unite. Atât de important, atât de mare importanță este acordată acestui standard al probii în Statele Unite. Vorbim despre este sau nu este etalonul la Statele Unite, a drepturilor omului. Și ceea ce mi-a plăcut pe lângă legislație, apropo, Revinship, Curtea Supremă a Statelor Unite, a spus că conform standardului, dincolo de orice dubiu rezonabil, trebuie să fie probat
each and every. Deci fiecare element substanțial al infracțiunii. Deci nu ceva abstract în infracțiune, dar fiecare element substanțial al infracțiunii trebuie să fie probat dincolo de orice dubiu rezonabil. E ca asta standardul probii care trebuie să fie aplicat și asta este direcția unde trebuie să meargă reforma justiției din Moldova. Dar ceea ce mi-a plăcut cel mai mult în Statele Unite, eu m-am spus că nu există incultură nerespectării drepturilor omului. La dânsii există cultura respectării drepturilor omului. Încercați să vorbiți cu orice procuror, cu orice judecător, cu orice avocat din Statele Unite și să spuneți că haideți să trăgânem dosar, că să nu examinăm acum, dar haideți să trăgânem între timp să fie numit alt procuror. Încercați să faceți așa în Statele Unite. Iar că râdeți și corect faceți de orice acolo, este imposibil așa ceva, pur și simplu. Îl deși sistemul lucrează, întreg sistem. Apropo, puțin lume cunoaște că Curtea Europeană a Drepturilor Omului, structura acestei curți este creată pe modelul Statelor Unite. Și mai mult ca atât eu v-aș spune că registrii, deci grefă, curții, deși registrii și grefă, curții sunt două lucruri cam diferite, dar registrii, curții activează tot așa cum lucrează registrii în Statele Unite, în instanțele serioase, Curtea Supremă a Statelor Unite. Deci, acolo judecătorii rezolvă probleme pur filosofice, ce țin de filosofia dreptului. Dar ei au aparat doctori în drept care lucrează pe dosarele concrete, care studiază jurisprudență, care dezvoltă jurisprudență. Și asta este, repet încă o dată, modelul pentru noi. Eu sunt încântat de sistemul juridic al Statelor Unite. De aceea că oricum, mai devreme, mai târziu, stânga, dreapta, e ca așa sau e ca așa, dar oricum ei ajung la soluție concretă și echitabilă. Dar la noi, oricum ar merge, chiar și pe drept, nu ajung la... Ia că vă dau un exemplu mic, parte personală al meu. Am un dosar care durează din 2010 deja 13 ani. Curtea Supremă a Republicii Moldova a lăsat fără examinare un recurs. Pur și simplu a lăsat fără examinare, fără niciun fel de motiv. Și acum dosarul acela a fost comunicat Republicii Moldova și Curtea Europeană a comunicat întrebarea aceasta, limitarea accesului la Curtea Supremă. La Curtea Supremă, vă închipuiți, Republica Moldova. Pe 6 iunie, pe 6 iunie, eu am depus recurs în anulare, pe baza faptului că dosarul a fost comunicat Republica Moldova de Curtea Europeană. Este așa motiv în cod de procedură penală. Iată, din 6 iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 5 luni de zile dosarul nu este numit spre examinare. 5 luni de zile. Dar noi vorbim despre justiție. Iată, asta e direcția pentru reformă. Dacă cineva vrea să vadă reformă în Republica Moldova, și eu mă adresez către partenerii noștri de dezvoltare, care mă văd pe mine ca dușman a justiției. Am scris undeva acolo Pavlovski, că apropo și Ișarul Lafel și Teodor Cârnaț, dușmani a justiției din Moldova. Nu suntem noi dușmani a justiției, nu suntem dușmani a grămaților care și-au băgat acolo și inventează fel de prostii care distrug rămășițele justiției care existau cândva la noi în Moldova, dar acum nici pe acele nu le avem. De ce? De aceea că duc lipsa de cunoștință, duc lipsa de experiență. Și noi, cei care spunem lucrurile pe nume, ei ne numesc dușmani a justiției. Eu cred că mai devreme, mai târziu, adevărul va triumfa în situația dată. Și cei care acum au popat 10-10 de milioane de euro sub pretextul chipul ei ar face justiție, ar face reforma justiției, cred că această daună materială adusă statului Republica Moldova în combinare cu dezastru pe care ei l-au instaurat în justiție, poate servi dreptime pentru un dosar penal foarte și foarte serios. Și eu vă spun că a fost anchetător pe cauze excepționale. Dacă eu știu anchetător pe cazul acesta, un dosar mai simplu este greu de inventat. Un dosar care poate să meargă foarte și foarte ușor prin instanță de judecată. Domnul Șanu, revenim la invenții juridice. Doamna Cristina Ciubotaru a dat semnalul de alarmă, dar vrem să înțelegem dacă e alarmă sau nu. Deci ea a anunțat pe Facebook despre faptul că pe ordinea de zi a Parlamentului, la ultima ședință,
A parvenit o lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. Așa. Deci membrii comisiilor de evaluare și șeful secretariatului acestuia beneficiază de imunitate funcțională și nu pot fi trași la răspundere pentru opinia exprimată în exercitarea mandatului și a atribuțiilor. Urmărirea penală împotriva acestora este pornită de procurorul general cu acordul comisiei de evaluare corespunzătoare. În cazul infracțiunilor specificate și mai multe articole, eu intuiesc că e vorba de articole grave și flagrante. Asta știi sau asta nu ni s-a părut că asta știi? Imunitate funcțională pentru... Nu am văzut, dar pentru opinie, în general, nimeni nu poate să fie condamnat pentru opiniile pe care el le are. Din această perspectivă, eu nu văd nicio problemă. Este trist că se extinde practica acordării imunităților. După mine, aceasta este o simptom foarte grav care arată că justiția este bolnavă și un simptom numai puțin grav care arată că cei care se ocupă cu tratamentul justiției nu înțeleg că acesta trebuie să fie făcut prin metode corecte. Înțeleg că există tendința aceasta de a încerca să construim în jurul anumitor persoane garduri speciale de protecție. Dar aceasta este calea deschisă spre viitoarele abuzuri. Pentru că se pune problema egalității tuturor persoanelor în fața legii. Și deci când începi să construiești, eu le numesc bisericuții separate așa, în domeniul dreptului, asta înseamnă că tu construiești insule separate și nu mai ai un sistem de drept coerent. Și pe termen lung lucrul ăsta este foarte prost. Acum toată lumea începe să lupte. Deci, în primul rând, dacă comisiile este de evaluare, înseamnă că ele se ridică, nici nu-ți dă seama că prin aceasta se ridică aceste comisii la nivelul organelor constituționale, pentru care sunt asigurate mecanisme speciale de protecție la nivel constituțional, în privința imunității funcționale a judecătorilor, spre exemplu. Eu cred că lucrul ăsta este problematic, asta este o problemă a Curții Constituționale, iată, aceasta trebuie să fie rezultatul unei analize și eu cred că Curtea Constituțională, la un anumit moment, trebuie să pună o barieră foarte serioasă în calea acestor... Pentru că, uitați, noi avem la Comisia ANRE la fel ceva imunitate. Deci toată lumea acum s-a pornit o practică. Toată lumea vrea pentru dânsul o imunitate specială. Care, în principiu, n-ar trebui să te ajute foarte mult. Pentru că dacă sistemul funcționează prost și riști o condamnare ilegală fără acest mecanism de imunitate, cel împiedică că dacă o să dorească să folosească acest mecanism, să ai o condamnare ilegală chiar cu acest mecanism de protecție. Dar cel mai trist este că se implică în procedura penală organe care n-au asemenea atribuții. Pentru că tu le transformi în actori ai procesului penal. Ceea ce este destul de problematic, pentru că tu nu le descrii în cadrul procesului penal, care sunt drepturile și obligațiile procesuale și care este responsabilitatea celor care în acele organe. O să fie greu. Eu recomand tuturor să citească. Sunt două opinii foarte bune a Comisiei de la Veneția cu privire la imunități care sunt. E o problemă foarte serioasă. Multe țări au, și asta este minusul, apropo, al juriștilor care nu înțeleg, nu fac diferență dintre antichitate și modernitate. Pentru că toată lumea se uită la mecanismele speciale de protecție care există în țările chiar cu democrație avansate, dar nu se uită că aceste mecanisme au fost introduse la etapa în care nu exista justiție în sensul modern. Deci sistemul de drept era total diferit. Deci astăzi lucrul ăsta este problematic. Dar
Eu cam mult răspund la întrebarea asta, pentru că nu cred că e cea mai mare problemă în Republica Moldova, chiar dacă total neinspirat sau abuziv o să-i stabilească imunitate cuiva. Domn Pavlovski, citeam zile trecute o știre că, iată, în 26 de ani, de când Moldova este partea Convenției, noi am fost obligați să plătim despăgubiri de milioane. Iar la plată. Nu. Și s-au pronunțat în 590 de hotărâri. Și aici Moldova 1 a solicitat părerea ministrului sau ministrei, îi ia în orice caz, a justiției, și ea spune că autoritățile sunt hotărâte să aplice acțiunea în regres. Eu acțiunea este în regres, le aud, toți miniștrii sunt tare hotărâți să le adopte, cam de când lucrez în preză, 2005-2006. Cine era ministru atunci al justiției? În 2005, Victoria Eftode. Așa. Noi când o să ne întâlnim peste 10 ani, tot o să vorbim despre faptul că autoritățile aproape sunt decise să se meargă să aplice acțiunea în regres. Știți, întrebarea este foarte interesantă. În primul rând trebuie de spus că practic nu sunt țări în lume unde jucătorii ar purta răspunderea materială pentru soluțiile date de ei. Da, așa ceva nu este obișnuit. Din câte eu știam, acum eu nu sunt sigur, numai România avea această prevedere. România avea această prevedere și noi am copiat din legislația română prevederile noastre. Eu trebuie să spun că în condițiile în care judecătorul a greșit pur și simplu, asta e un lucru, o situație. Însă când judecătorul face acest abuz intenționat, el trebuie să achite inclusiv și daunele cauzate prin acțiunile sale. Dacă acțiunile lor sunt premeditate. Ce înseamnă premeditate? Dacă apare în fața judecătorului un avocat și spune, domnule judecător, sau onorată instanță, cum este obișnuit, da, să ne adresăm către judecător, domnule judecător, ia că uitați-vă, decizie, hotărârea curții constituționale cutare, dată cutare, iată, poftim principiul care este aplicabil față de situația noastră. Și iată, vă rog să aplicați aceste principii, aplicați prevederile convenției față de cazul dat. Și judecătorul ieși pur și simplu ignoră această afirmație a avocatului, ceea ce la noi se întâmplă. Eu știu din experiența mea, de câte ori eu am invocat prevederile convenției, o judecătoare mi-a spus, domnule Polsă, dar în general, dumneavoastră, mai cunoașteți ceva pe lângă comisie, pe lângă convenția europeană? Deci, e pur și simplu ignoră, nu, provoacă scârțâitul din dinți din partea jucătorilor când ei aud în ședință de judecată referirea la Convenția Europeană. De ce se întâmplă asta? De ce că ei au ordinul pe care trebuie să îi îndeplinească, dar tu, prin acest gen de argumente, le încurci lor să îi îndeplinească acest ordin primit de la cei care șed mai sus. Nu trebuie să fie așa ceva, dar asta e realitatea noastră. Vrem, nu vrem. Eu sincer sper că în urma acestei schimbări pe care eu personal am criticat, dar mă rog, au schimbat ei judecătorii, o parte de judecători. Eu sincer sper că în urma acestor schimbări noi o să vedem altă justiție. Dar faptul care eu v-am dat, 5 luni nu se examinează dosarul, nu se numește dosarul spre examinare, asta e deja după ceea ce s-au schimbat acolo, au făcut perturbări acestea. Deci, în jucătorii ăștia chipului noi, care au fost mutați din alte instanțe, nu știu ce, acolo. Asta e deja se întâmplă acum. Deci, în acest gen de situație, eu cred că, situații excepționale necesită aplicarea măsurilor excepționale. Este așa principiul. Deci, situația în care jucătorii la noi se bucură de impunitate totală, practic, impunitatea asta, lipsa de responsabilitate, se bucură de impunitate totală și statul, poporul, când eu vorbesc stat, eu am în vedere poporul Republicii Moldova, fiecare dintre noi, suntem nevoiți să plătim din buzunarul nostru. Ei bine, eu sunt de acord cu domnul Ișaru, că nu putem reduce totul la sumele acestea de bani, care sunt derizori uneori, 3.000 de euro pentru suferințele de 10 de ani, asta este nimic. Nimeni nu se adresează la Curtea Europeană să primească 3.000 de euro după suferințele de 10 ani. Lumea vrea dreptate, elementară dreptate. Asta nu este dreptate să dai 5.000 sau 3.000 sau 4.000 de lei. Deci,
Dar judecătorul, dacă e el odată să plătească, a doua oară să plătească, a treia oară să plătească, a patru oară el scapă în ceafă și scade. Poate într-adevăr trebuie de ascultat ce spun avocații în proces. Domnul meu, domnul Ioșanu, sau cine dintre domniile voastre vrea să mă ajute? De ceva timp eu am observat o știre pe care o lansează o avocată pe nume Fulga Grabovski. Pe canalul Telegram e cunoscută mai mult ca pagina de Patriot. Ea vorbește despre faptul că autoritățile noastre ar fi interesate în eliberarea unor deținuți pe viață din penitenciarul Rezin. Și atât recent a avut loc o ședință de lucru organizată de Consiliul Superior al Magistraturii cu reprezentanții instituțiilor statului pe marginea unor chestiuni, citim din comunicat, legate de aplicarea amnistiei. La ședință s-au pus în discuție aspecte legate de aplicarea unor prevederi ale legii numărul cutare din anul 2021 în raport cu condamnații la detenția pe viață, fiind discutate problemele cu care se confruntă actorii implicați la aplicarea prevederilor legii vizate. Ca urmare a discuțiilor purtate, au fost găsite soluții optime în depășirea problematicilor identificate. Punct. Altceva nu se mai spune. Nu ați observat ceva ciudat în toată știrea asta? Sau nu prea? Nu observ nimic ciudat. Sunt multe probleme juridice acolo, dar ciudat în principiu nu observ. Presupun că aparent pare ciudat faptul că deținuții pe viață ar putea în anumite circunstanțe fi eliberați din penitenciare. Am să-i întristez pe cei care cred așa. Din contra, faptul că cineva este deținut pe viață fără speranță ca în viitor să fie examinat posibilitatea eliberării este contrară convenției. Sunt mai multe hotărâri a Curții Europene prin care țări cu democrație foarte serioasă au fost condamnate pentru faptul că la nivel național nu există mecanisme prin care să se asigure această speranță. Atenționez că este un subiect foarte sensibil. Aici, într-adevăr, trebuie discuții juridice foarte aprofundate. Nu vorbesc despre faptul că să garanteze că va ieși, dacă să garanteze că se va examina posibilitatea, dacă se întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a ieși din penitenciar. Pentru e o întreagă filozofie cu care e scopul pedepsei penale și faptul că dacă persoana nu are nicio speranță, atunci nu se atinge scopul. Deci este o chestie juridică. Așa că presupun că unii juriști din Republica Moldova au rămas scandalizați când au văzut că poate fi luată în considerație în general opțiunea ca condamnații pe viață să poată să iasă totuși la foarte mulți bani. Apropo, e un caz, acum de memorie mi-amintesc foarte exact, peste minimum 30 de ani într-una dintre țări, eu nu mai țin minte, prima dată să ia în cal. Deci peste 30 de ani după condamnare să încep și curtea a spus că e ok, peste 30 de ani este, dar asta nu înseamnă că automat poți pune 30. Depinde de ce crime, depinde foarte cum, este o problemă juridică extraordinar de sofisticată. Eventual, o repilare ar trebui să fie în condițiile în care vorbim despre amnistie. Eu am fost un adversar feroce a amnistiei, pentru că eu consider că practica de a adopta acte de amnistie este problematică chiar și din perspectiva Constituției, plus la toate. Nu uitați că din perspectiva Convenției Europene, pentru unele infracțiuni este necesar ca statele să stabilească inclusiv răspunderea penală a autorilor. Deci, dacă noi o să eliberăm prin amnistie pe cei care ar fi trebuit să fie atrași la răspundere penală ca o condiție de protecție a dreptului la viață, spre exemplu, a persoanelor, atunci noi să avem. Sau chiar și articolul 8 a fost, pentru că, spre exemplu, victima unui viol în Olanda, dacă eu mi-amintesc acum din memorie, are obținut câștig de cauză la CEDO pentru că legislația din Olanda nu prevedea răspunderea penală în condițiile concrete foarte specifice a cazului a violatorului.
Și deci faptul că el nu putea fi atras la răspundere. Și deci cei care vin și consideră, da, e tentant, că eliberăm penitenciarele. Și chiar și eu am promovat legi la o anumită etapă în care de amnistie. Dar atitudinea trebuie să fie nu amnistie, pentru că asta e distorsionare de la cursul firesc. Legislația penală și procesual penală trebuie să prevadă mecanisme prin care să se permită eliberarea înainte de timp a persoanelor, dar doar luând în considerație circumstanțele concrete a cazului, inclusiv dacă eliberarea respectivei persoane nu prezintă pericol pentru societate. La noi acum ar rezulta că persoana automat corespunde unor criterii formale, nimerești sub amnistie și este eliberată în societate, chiar dacă ea a rămas în continuare periculoasă pentru societate. Deci e o problemă foarte serioasă. Domnul meu, noi din păcate am încheiat timpul, dar eu n-am să mi-o iert dacă n-am să vă întreb câte 30 secunde, vă rog cel mult. Ce credeți despre alegeri locale care au avut loc? Sau dumneavoastră aveți o vastă experiență de viață? Sunt ca toate celelalte. Aceleași promisiuni, mâine o să trăiți mai bine, mâine pensii, salarii, gază, lumină ieftină, gratuită, aeroport, trenuri vă facem noi. Care a fost concluzia dumneavoastră? Ce apăsăm pentru primul tur? Mai avem un tur. Concluzia mea este foarte simplă. Aceste alegeri n-au fost nici libere, nici corecte. Dur. Eu nu pot evalua procesul, dar din perspectivă juridică pot spun că nu cred că a mai existat o campanie electorală sau un proces electoral în care un număr atât de mare de persoane pot pretinde în mod justificat că le-a fost încălcat dreptul de a alege și de a fi ales. Domnul meu, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noua emisiune, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.